De la 1 noiembrie se vor scoate posturi pentru poliția militară. Cerințele și probele vor fi aceleași ca la soldat gradat profesionist. Poliția militară face angajări pentru persoanele fără BAC cu 10 clase. De la 1 noiembrie se vor scoate... Mă calific din orice poziție. Păi am 10 clase. Și aveam și 11 dacă mai făceam rost de două bastoane îți dau la directoare. Dar nu contează. Mă duc la poliția militară, îmi dau acolo un test, 6-8-48. Mă cântărește. Îmi spun, ia ei, vezi cu ochi sunt. Da, ce vezi? Trebuie să dau 100 de euro. Bravo, ești angajat. Îmi dă o mașiniță de asta frumoasă, cum am eu acum. Nici 2000 de kilometri la bord. Inscripționată, poliția militară, adică o leacă de grade, merg prin oraș, manele, gagicuță frumoasă, ce faci, păpușa, nu vrei să fii cu un general? Du-te, măi, răpănoasă, de aici! După aia văd doi castraveți la o terasă, opresc. Poliția militară, ce faceți aici? Ai, domn major, că trageți și noi de obere și de un pui la ceaun. Culcat că se confiscă! Plus combinații cu motorină, cu alea. E viață, băieți, la poliția militară. Ascultați la mine. Pentru onor spre dreapta! Dacă apăra nu mai ridică!